Așa cum ne-a obișnuit, Moș Crăciun a venit și anul acesta cu sacul plin de daruri la copiii din Roșiorii de Vede. Și pentru că a fost un an greu, cu pandemie, din cauza căreia primăria nu a putut să primească colindători, primarul municipiului l-a rugat pe Moș Crăciun să împartă el cele peste 1000 de pungi cu dulciuri, pregătite cu multă dragoste pentru cei mai mici locuitori ai orașului. Tocmai sunt pregătiți trei moși să plece cu cadouri în oraș. Le-am făcut instructajul să nu rămână niciun copil nevizitat. Le-am spus să nu țină cont de culoarea politică a copiilor. Și în afară de cadourile cu care ei singuri s-au pregătit, le-am spus să le transmită copiilor să fie cuminți și sănătate lor și familiilor lor. Iar după ce termină această deplasare, le-am cerut să facă un raport scris și să-mi spună care a fost rezultatul. Și a bătut moșul Roșioriul în lung și în lat și a împărțit daruri și dulciuri la toți copiii ce i-au ieșit în cale. Iar unii dintre ei i-au spus moșului și câte o poezie. Noi copiii, cei mai mici, facem ce putem pe aici. Ștergem praful, aspirăm, lucrurile le așezăm. Ascultăm și de bunici când suntem foarte mici. Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Alt copil mai știe o poezie? Azi Crăciunul e de vis, fiindcă mama ne-a promis că moșul va aduce în dar multe jucării, un car, doar dacă vom fi cuminți, fiindcă moșul știe ce avem milți. Multe, multe prostioare, cine oare le mai are? Și de aceea vă spun, fiți cuminți și un Crăciun bun! Cum te cheamă? Barba Andrei Gabriel. Și ești fericit că te-ai întâlnit cu moșul? Da! Cum ți s-a părut moșul? Foarte frumos! Și de cadou ești bucuros? Da! Bine. Ce gânduri ai tu așa pentru anul ăsta care vine? Îmi place de moșul și să dea și la săraci cadouri. De la Roșiori a plecat moșul să străbată tot pământul și să împartă daruri și la cei mici și la cei mari. Pentru că magia Crăciunului nu are vârstă, prieteni. Și uite așa, am ajuns la momentul în care Info Express TV vă urează la toți sărbători fericite, dar în primul rând sănătate, că e mai bună decât toate.